dragi prieteni, iată-ne din nou împreună, am poposit de această dată în Bucovina, unde întâlnim evident oameni minunați și vreau să mulțumim gazdelor noastre de aici, de la Complex Turistic Voievod din Sucevița. Mulțumiri în mod special familiei Zaremba pentru găzduire. Ei ne-au pregătit și fel de fel de bucate, le vom și vedea pe parcursul acestei țări. De asemenea, vrem să mulțumim celor ce ne-au organizat practic această seară, Sorin Filip și Cornelia Ștefan, prieteni dragii noștri. Vreau să-i aplaudăm. Ne bucurăm să-i vedem acum, în momente importante, în momente de sărbătoare. Sorin, de mulți ani, așa, prieten drag al nostru. În primul rând, să spunem bine ai revenit în Bucovina, acasă. De acum putem spune că tu ești acasă aici la noi în Bucovina. Sigur. Hristos a înviat, Hristos a Adevărat înviat aviat. echipei tale, Hristos a înviat tuturor celor ce ne urmăresc, celor ce sunt alături de emisiunea ta, Seara Favorită. Ne bucurăm că, iată, și anul acesta putem fi de Paște în casele iubitorilor de folclor, să le aducem cântecul și jocul, voia bună de aici, din Bucovina. Tu, de asemenea, pe lângă postura de interpret și realizator de emisiuni, așa încât ai avut grijă de latura asta în perioada sărbătorilor, cel puțin, cum faci în fiecare an, Da, ai așa realizat este. emisiuni frumoase la Spunem noi postul de frumoase, televiziune publicul este cel București. care le apreciază. Sigur, sigur, dar tu faci lucruri frumoase. Mă bucur să o revăd pe Cornelia, de data asta la ea acasă și foarte liniștită. Sau, în fine, relativ la ea acasă. De obicei, la București e mult mai agitată. Bine ați venit și voi încă o dată la noi în Bucovina, de Paște. Mă bucur că ați ales să sărbătoriți Paștele alături de noi și doresc tuturor românilor o primăvară frumoasă și Hristos a înviat! Și să petreacă frumos alături de noi această seară un alt oaspete drag, Celina Gherghelaș. Bine ați venit, Silvana, aici eu vin din Moldova, deci la vreo 100 de kilometri, Asta 100 și spunem ceva că de sunteți și kilometri. dumneavoastră oaspete. Sigur că da, bine v-am găsit, Hristos a înviat pentru toți românii, pentru toți cei plecați, pentru toți cei de aici din țară, sărbători fericite și numai bucurie să dea Dumnezeu și să mai veniți pe la noi că e bine aici. Ne simțim minunat. Ne Sigur că simțim da. minunat și mulțumim încă o dată celor de la Complex Turistic Voievod care ne-au făcut ședere extraordinar de plăcută. Promitem că revenim. Mai rămâne să ne primească și ei și cu drag vom Aici face emisiuni sunteți primiți cu frumoase. mare drag, să știți. Am simțit lucrurile astea, mulțumim frumos. De asemenea, mă bucur să o revăd pe Adriana de fiecare dată. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Bine ați venit! Mă bucur de fiecare dată și când veniți voi la noi și când merg eu la voi la București. Doresc tuturor celor care ne privesc o primăvară frumoasă și să urmărească emisiunile de la Favorite TV Și să petreacă în acest să moment petreacă împreună alături cu de noi. noi. Sigur că da, vă invit să ne cântați Simona Mazăre, Ioana Bălan, Andrei Știme, Ioana Codlarciuc, Mădălina Lupu Popi, Sânziana Lencu, Mihai Laxinte, Sorin Filip, Cornelia Ștefan, Celina Gherghela și Adriana Bucevski. O parte dintre cei din această seară sunt elevii lui Sorin Filip și mulțumim frumos că ne aduce de fiecare dată tinerețe așa și frumusețea în platou. Da, așa este și cred că și tu de ani de zile, de când realizezi emisiunea, i-ai văzut cum au crescut și cât de mult au progresat și au evoluat. Sigur, și nu putem decât să ne bucurăm de lucrurile astea, Andreea. Hristos a înviat, adevărat a înviat. dumneavoastră și tuturor telespectatorilor. O primăvară cât mai frumoasă, plină doar cu bucurii, împliniri și multă prosperitate, urez tuturor telespectatorilor și vă aduc cu drag în dar cântecele mele. Foarte frumos a vorbit Emilia Sălvăstru. Câți ani ai tu? Eu am 9 ani. Și tu ai crescut foarte, foarte mult. Mă bucur să ne întâlnim. Din sufletul meu de copil vreau să urez tuturor telespectatorilor un Hristos a înviat și multă sănătate. Foarte frumos. Alexandra Dan. Hristos a înviat Adevărat, a înviat. și bine ați venit la noi în Bucovina. Vreau să urez tuturor telespectatorilor care ne urmăresc o primăvară frumoasă, plină de bucurii și nu în ultimul rând, consătenilor mei care mă urmăresc și mă susțin de fiecare dată, un Hristos a înviat. Consătenilor ei de la Purna, trebuie să spui de unde vii. Un loc absolut superb. Mă bucur să o revăd pe Laura Erhan. A crescut și ea. Ne-am tot văzut așa în ieșiri. Era o Era și măgăriață timpul să mică. crească. Era și timpul, sigur, era și normal. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bine ați revenit în Bucovina. Aș vrea și eu să le urez tuturor telespectatorilor o primăvară cât mai frumoasă, plină de sănătate, bucurii, împlinirea tuturor dorințelor și le ofer în dar cântecele mele. Alexandru Sahlan e și el delegat așa să reprezinte grupul de elevi, dacă vreți, al lui Sorin Filip. Așa este, Hristos a înviat, vă spun de Adevărat a asemenea, înviat. și eu, dumneavoastră, postului
Favorit TV, cât și tuturor telespectatorilor care ne urmăresc. Pe această cale doresc să le urez o primăvară cât mai frumoasă, bogăție în suflet și fie ca Paștele care a trecut să le aducă lumina în suflet și multă sănătate. Trebuie să spun că Alexandru este elevul doamnei Maria Macovei, iar eu îl mai sprijin așa, fiindcă el este elev la liceu aici în Suceava și îl mai susțin așa în activitatea lui. Maria Macovei, de asemenea, o prietenă foarte dragă a noastră și o interpretă deosebită. Sigur, și pe parcursul șederii noastre în Bucovina am realizat cu ea două emisiuni frumoase. Vreau să invit să ne cânte pe Ina Gontaru, Andreea Chiseliță, Emilia Solovăstru, Alexandra Dan, Laura Erhan, Alexandru Sahlean, Denisa Flocea, Laura Cazac, Ioana Cotlarciuc, Mihaela Axinte, Andrei Iftime și Sânziana Lencu. Le mulțumim frumos celor ce tocmai ne-au încântat cu cântecele lor și pentru că suntem într-un loc renumit pentru bucatele alese aici la Complex Turistic Voievod din Sucevița, nu putem să nu vedem ce ne-au pregătit gazdele noastre și pentru asta vreau să o aplaudăm pe doamna Cristina, bucătar aici, face mâncăruri extraordinar de gustoase și cu siguranță ne va spune așa ce găsim pe mesele acestea belșugate. Avem aici friptură de miel. Friptură de miel, da, tradițională friptură de miel. Mușchiuleț umplut. Mușchiuleț umplut. Arată extraordinar de bine. Și știu eu că faceți cozonacul acesta gustos, am remarcat. Așa. Avem acolo un platou cu tot felul cu de brânzeturi, da, cașcaval. De casă, avem și de casă, da, și cașcaval și caș. Caș cu ceapă, cu proșii, avem sărmăluțele alea, da, cu costică și cu carne, da. Care, nu știu cum am rezistat eu până la finalul emisiune să nu mănânc, dar să știi că pe celălalt aluc muzical am să mă... Din bucate. Foarte bine, foarte bine. Așa, pasca cu brânză. Avem în partea cealaltă a mesei acea pască. Tradițională pască de Bucovina. Da, și cu stafide. Avem o salată acolo undeva. Salata de sfeclă cu hrean. Se mănâncă cu roșii. Și cu sarmale. Cu roșii. Păi hai să și ciocnim un ou roșu. Hai să văd să-mi aleg eu unul. Hai să-l aleg pe ăsta. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Da, hai să vedem acum cu doamna. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Am fost mai puternic. L-am ales bine, înseamnă. Așa, văd aici un colac, tot ați spus voi ouăle roșii pe colac, arată foarte, foarte frumos. Știu că la voi se fac feluri diferite așa de colaci, în funcție de ocazie. În cuptor, da, în cuptor pe vatră, exact. Da. Și avem tot felul de prăjiturele pe masă, chiar acum văd da, spectatorii cu brânză, noștri, cu mere, cacao, cu mere, cârnăciori, cârnăciori, da, arată absolut învietor și văd acolo și chec, care trebuie să fie da, foarte, cu foarte gustos. Cu foarte bun. E una ce pot să spun decât că ne lasă gura, bă, nu știu cum rezistă Sorin. Într-un cuvânt, bucate așa cam Bucovina. Da, da, da. Întotdeauna sunt... Am rezistat eu până acum, de acum nu mai rezist. Vreau să mai aplaudăm încă o dată pe doamna Cristina pentru lămuriri, pentru că ne-a spus ce găsim aici. Noi așa am putea să deducem, dar... dacă ne spune doamna, știe cel mai bine, mult mai bine clar decât noi. Mulțumim încă o dată gazdelor noastre de aici de la Complex Turistic Voievod din Sucevița. Vă invităm și pe voi, dacă nu acum, în perioada asta, oricând vă doriți, găsiți bucate extraordinar de gustoase. Și vreau să mă îndrept în partea cealaltă a platoului, spre Simona Mazără și Diana Ivașcu, să ne spună și ele câteva cuvinte. Hristos a înviat, dragele mele! Hristos a înviat, vă spun și eu, bine v-am găsit! Sunt bucuroasă să fiu prezentă în cadrul acestei frumoase emisiuni și dacă îmi permiteți, aș vrea să urez și eu tuturor telespectatorilor, postul de televiziune favorit, tuturor românilor și celor dragi mie, multă sănătate, fericire și fie ca lumina sfântă a Paștului să le aducă în suflete multă pace, prosperitate și numai împliniri. Asemenea și vouă, Diana. Hristos a înviat și bine v-am găsit. Mulțumesc domnului Sorin și doamnei Cornelia Ștefan pentru invitație. Urez tuturor un Paște fericit, multă sănătate și tot ceea ce își doresc să se împlinească.
Eu mă uit așa către partea cealaltă a platoului unde sunt bucatele și îl văd pe Sorin, deja a început să guste din ele. E clar, sunt gustoase. Sunt minunate. Din ce ai gustat? Din sărmăluțe. Ah, când ai avut timp așa repede? Repede, repede. Și din colacul ăsta care este minunat. Am înțeles. Pe mine mă tentează cozonacul ăla și uite, piept împletit. Eu zic să le lăsăm pe fete să cânte și te invit la masă. Să cânte și noi să ne bucurăm de bucatele de pe mese. Vă invităm, dragile mele, să ne cântați așadar Simona Mazăre, Alexandru Sahlean, Mădălina Lupu Popi, Alexandra Dan, Denisa Flocea, Laura Cazac, Laura Erhan, Sorin Filip, Cornelia Ștefan, Celina Gherghelaș, Diana Ivașcu, iar la finalul momentului voi cânta și eu. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei seri. Vreau să mulțumesc celor ce au organizat emisiunea până la urmă, Cornelia Ștefan, Sorin Filip. De asemenea, vreau neapărat să mulțumim gazdelor noastre de aici, de la Complex Turistic Voievod din Suceavita, familiei Zaremba. Mulțumim așadar, Sorin. Da, mulțumim gazdelor noastre de aici din Bucovina. Chiar de asta, noi suntem din Bucovina. Mulțumim că te-au sprijinit în realizarea acestei emisiuni din Bucovina. Este o onoare să avem printre noi și ce să vă spun. Doamne ajută, sănătate, Hristos a înviat încă o dată și nu uitați, veniți aici în Bucovina, este superb. E un loc absolut minunat, iar pentru turismul religios, cu siguranță au multe, multe obiective de vizitate respectată din noștri. Cornelia, mulțumim! Mulțumim și noi, dumneavoastră, pe regiunii favorit, că ați venit să realizați o emisiune frumoasă și prin intermediul dumneavoastră suntem în casele românilor. Mulțumim cameramanilor, că îi spune. Mulțumesc, doamne producătoare Adriana Vișanu și tuturor telespectatorilor le mulțumim că au fost alături și astau în fața televizoarelor și noi le-am străduit să le oferim un moment de bucurie și de fericire. Și noi vă mulțumim pentru laude, așa, în numele echipei emisiunii Seara Favorită. Dragii mei, nu-mi rămâne decât să vă spun la revedere!